Nu se uită la acces direct. La ora aceea, la ora aceea, ba sunt pe la not, îi duce tati la not, la pian, la șah, la tenis. Sigur că dacă sunt zile mai reci sau mai ploioase, stau acasă, dar nu se uită la televizor. Se uită doar seara, poate după cină, un pic la desene animate. Vladimir, cel mijlociu, are PlayStation și face curse cu mașini. Iar tableta o mai ia fetița mea pentru că, nu știu, au puzzle-urile alea online de copii. Mă rog, îi mai las. Nu exagerează cu nimic, că nu au telefoane, nu au altceva, dar este momentul lor de relaxare, știi? Și atunci le mai permit așa câte o mică pauză, pentru că au și destul de intens ritmul de viață și cu școala și cu activitățile extracurriculare la care noi îi ducem și atunci îi mai las și un pic așa să copilărească.